De luni începe școala, ceea ce va atrage după sine o creștere a circulației, mai ales în zona Sării, acolo unde știm că se lucrează. Ce avem de făcut pentru a preveni eventualele incidente nedorite? După cum bine știți, există o lucrare de mai mare amploare pe strada Sării, strada Gării și intrarea în cartierul Unirii. Facem în acest sens un apel la toți cetățenii și participanții la trafic de pe raza municipiului Reghină să înțeleagă această situație, pentru că vor fi două luni de zile mai grele pentru toți privitor la traficul rutier în această zonă. Trebuie să avem răbdare, să circulăm, să ne luăm o marjă de timp ca să putem ajunge și la unitatea de învățământ și la hipermarketul din zonă, pentru că la sfârșitul acestei lucrări vom beneficia toți de această lucrare. Această lucrare pe care o creează administrația locală va duce la o mai bună fluidizare a traficului rutier în zonă. Pentru, cum bine știți, cum bine a spus, luni începe școala, pentru cei ce frecventează liceul, deci grupul școlar Petru Maior, există o alternativă în sensul că acesta se pot deplasa prin parcul Tineretului. Deci există acel pod de la Renel, intră în parc și de acolo se pot deplasa, ocolesc zona unde se efectuează lucrări, zona podului respectiv, și se deplasează către unitatea de învățământ. De asemenea, de comun acord cu administratorul drumului public, am hotărât ca, pentru o mai bună fluidizare în această perioadă a traficului rutier, la intersecția străzii Sării, aici cu străzii cu strada Toamnei, să desfințăm acel sens unic de pe strada Toamnei care se duce către strada Călărașilor, iar în acest sens toți participanții la trafic vor putea circula pe strada Toamnei și vor putea ieși pe strada Călărașilor, tot așa, pentru o mai bună fluidizare a traficului rutier. Această măsură va fi temporară cât va ține această lucrare. Am înțeles că există foarte multe beneficii pe care le va aduce această lucrare de amploare. Da. Să luăm intersecția străzilor râului, gării, duzilor. Aici va fi amenajat un sens giratoriu, iar din experiența noastră vedem că sensul giratorii este cel mai bun mijloc de defluire a circulației în mediul urban. Deci va fi desfințat semaforul care există la ora actuală la această intersecție și va fi amenajat un sens giratoriu care va duce la o bună defluire a traficului rutier în zonă. Pe urmă, strada Gării, intersecție strada cu Bulevardul Unirii. Aici se va intra pe bandă mult lărgită în Bulevardul Unirii și se va ieși pe două benzi. Una destinată camioanelor, deci autovehiculor de mare tonaj, iar cealaltă autoturismelor. În această intersecție, strada Sării cu Bulevardul Unirii, va fi creat un semafor, tot așa, pentru mai bună fluidizare a traficului rutier. Podul va fi consolidat, cum am spus, se vor lege benzile de circulație și avem și o posibilitate pe care o studiem de a amenaja pe strada Sării a trei benzi, două de coborâre, iar una în urcare. În acest sens, considerăm că se va fluidiza traficul rutier în zonă, mai ales că știm cu toții că această intrare în cartierul Unirii este varianta de trafic a autovehiculor de mare tonaj. Și venind mai în jos, nu avem în această planșă, putem observa la podul de pe râul Mureș va fi lărgit și acesta, altfel încât autovehiculele de mare tonaj vor putea circula mai ușor către strada Ierbuș. De asemenea, pietonii vor beneficia de trotuare, va fi amenajată trecerea de pietoni. În concluzie, este o lucrare care conferă atât pietonilor cât și conducătorilor de autovehicule o mai bună desfășurare a acestora în trafic. Dar până va fi gata, e nevoie, înțelegem, de răbdare din partea tuturor. Exact, e nevoie de răbdare și din partea noastră și din partea tuturor participanților la trafic. De asta, încă o dată, am rugămintea să înțeleagă aceste restricții sunt făcute pentru a beneficia de ele mai târziu. Iar în acest sens, încă o dată, fac rugămintea că
să-și păstreze calmul în trafic și să-și ia o marjă de timp mai mare pentru a ajunge în principalele puncte unde aceștia circulă în mod cotidian.